opoziție, să bată în cui aceste proiecte și, indiferent cine se perindă pe la guvernare, să nu le mai miște. Este imposibil să în fiecare an să avem aceeași discuție, să nu poată stabili o lege a pensiei. Nu sunt în stare să sune domnul Cioloș pe domnul Macron sau doamna Clotilde Armand, că suntem, legile noastre sunt de sorginte franțuzească, după modelul Napoleon. Să copieze modelul de acolo, îl transpun și cu asta basta. Eu consider de bun augur această măsură, pentru că diferențele dintre pensia pentru cei care nu au muncit și pentru o pensie a unor oameni care au muncit 20 de ani, diferența este minimă, insesizabilă la ora asta. Deci era normal să se facă acest lucru. Dar, repet, îmi doresc ca, măcar pe legea pensiei, că îi țin pe pensionari cu în stres zilnic, să se pună cu toții de comun acord pe un proiect și să rămână bătut în cuie. Domnul Frumosu, se dorește ca o categorie de oameni să nu mai primească nici măcar pensia minimă. Ce părere aveți? Ceea ce se întâmplă a fost punctat foarte bine până acum. Este o crimă. Deci oamenii ăștia au plătit o viață întreagă și au plătit pensia. Crima a început la un anumit moment, cu foarte mulți ani în urmă, când au băgat ai noștri politicieni, iar acolo-i buba, deci este clar că acolo-i buba din toate punctele de vedere, banii într-un singur sac, fie că vorbim de pensie, contribuția, desigur, pentru pensie, pentru sănătate, pentru șomaj și așa mai departe. De acolo au cheltuit cu nemiluita și probabil că banii s-au dus și astăzi sunt aceste situații. Dar așa este. De ani de zile auzim și ni se spune că se împrumută bani inclusiv pentru a da pensiile oamenilor, dar de fapt nu știe nimeni unde se duc acești bani, pentru că dacă am fi avut bani pentru pensii, nu ar fi situația asta. Pe de altă parte, nu trebuie uitat că în urmă cu 2 ani, 3 ani de zile a fost votată o lege a pensiilor de toată clasa politică. Deși au însușit-o oamenii ăștia, imediat după alegeri n-au mai acceptat-o. Au început să spună că este proastă, au început să o modifice. E ok, modifica 1, 2, 2, 3, 5, 7 articole, dar să vii să o anulezi în totalitate și să încerci să vii cu o altă lege, să o plimbi de ani de zile, este clar că este o minciună, este clar că este o amăgire la adresa pensionarilor care au veniturile astea din care efectiv nu se poate trăi. Și ați văzut sau am văzut cu toții că oamenii ăștia, înainte de sărbători, înainte de Crăciun, se duc și unii dintre ei și împrumută 400-500 de lei ca să aibă și să-și facă niște cumpărături numai pentru a sărbători tradiția în această perioadă de iarnă. Este inuman, este inadmisibil. Ne uităm și am văzut cu toții pensionari care provin din alte state membre ale Uniunii Europene. Oamenii aia când au ieșit la pensie merg despre sărăcia în care trăiește România. O să discutăm după o scurtă pauză, 5 minuțele și ne întoarcem.